Experiența în grădinărit, ca și în orice alt domeniu, vine odată cu vârsta, dar și cu practică. Oaspetele emisiunii de astăzi, specialistul în agricultură, legumicultorul și pomicultorul, domnul Ion Crăliuc, are o bogată experiență de muncă și rezultate frumoase în acest domeniu, despre care se poate de vorbit ore în șir, însă astăzi vom discuta anume despre cartofi. Bună ziua, domnule Crăliuc! Deci, se spune că cartoful este a doua pâine. Cum să obținem o roadă bogată a cartofilor? Pentru a obține roadă bogată în timpul de față sunt nu puține obstacole, dăunători diferiți, pe care strămoșii și moșii noștri nu le aveau. Și deci a devenit mai anevoie să creștem cartoful și totuși îl creștem. Și în acest an a fost un an anevoios pentru cartofi, deoarece arșiță, primăvara au fost înghețuri și cartofii au răsărit, au înghețat și din zeci și recolta s-a redus. Eu acum observ și pe piață că cartofi mașcați mari nu prea sunt, dar sunt mai de mărime medie. Dar ce soiuri de cartofi se cultivă la noi în Ucraina? La noi în Ucraina foarte răspândit e soiul Slavianca. Acest soi Slavianca e rezistent la arșiță și e, a spune, e un soi de salvare. De ce oamenii îl cultivă? Ucraina ocupă un loc de prunte în domeniul cartofilor. E pe a treilea loc în lume. Și anul trecut obține în jur de 21-23. Anul trecut s-a obținut 23 milioane de tone de cartofi. Avem aici cartofi de culoare albastră. De ce ne puteți spune despre acest soi de cartofi? Există soiuri de vreo 15 ani și în Ucraina se cultivă soiuri cu miez albastru, roz și așa. Acest soiuri de cartofi au fost obținute în Statele Unite și în Japonia. Aceste soiuri sunt mai puțin bogate în recoltă, recolta nu se obține prea mare, însă sunt antioxidante, adică sunt substanțe bogate care neutralizează substanțele astea negative care sunt în organism. Alt soi, Belarosa, un soi foarte gustos, foarte bogat în recoltă, de culoare roză și formă ovală, timpuriu, 50-70 de zile și gata. Miezul e de culoare galbenă, adică caroten este. Din caroten se formează vitamina A în organism. E foarte folositor, mai ales în timpul de iarnă. Alt soi, Riviera. Vedem, culoare albă. E mai deschisă. Da, miezul nu e alb deschis, e un soi ultra-timpuriu. Observăm, la Belarosa ochiuri aproape că nu se observă, la este tot nu sunt ochiuri adânci, adică nu merg în pierde. Și ultra timpuriu, e foarte gustos. Care sunt metodele de recoltare a cartofilor? Modul de recoltare, cu părere de din moș strămoș, se recolta, toți cartofii se săpau, se strângeau și materialul semințier și cei pentru păstrare împreună. Atunci la noi creștea pe timpuri maica, dar era mai rezistentă, nu erau condiții de infecție și așa. Acum trebuie schimbată, asta e un mod greșit, din care cauză. Pentru semințe noi luăm cartofi nu prea mari. Mai mici. Mai mici. Acesta cartofi e mai puțin infectat decât acela mare, care primul s-a format. Dumneavoastră personal, ce mod de cultivare a cartofilor practicați? Modul obișnuit, însă la recoltare, eu de mulți ani am observat că în unele cuiburi sunt cuiburi bogate, sunt modeste și sunt foarte slabe. Care e motivul? Depinde de semințe. De aceea eu am început să din fiecare cuib scot aparte rămâneau. Săp o părțiune, că soiuri era mai multe, ori un soi săp, ori acolo la mine nu în ar merge, dar în metri pătrați. Vreo 10 metri pătrați, ori 20 am săpat, văd care cuiburi sunt mai bogate, de acolo strâng eu materialul semințiar. Domnule Crăliuc, dar cum să păstrăm cartofii? Cartofii să păstrăm cine pune în groapă cartofii sau cine în beci de asemenea se poate aparte. Din îngropat trebuie să păstrăm în două locuri să îngropăm. Nu ne linimim încă o groapă pentru material semințier. Afară de aceasta,
în groapă de țiori între rozătoarele astea între. Ca să protejăm de rozătoare, eu personal, puneam pe fund și puneam pe acoperișul de paie sau de fân fire de pelin. Când șoricelul atinge acela amar și nu mai intră mai departe. Și dacă am pus deodată, acoperim. Nu am pus, peste două zile acoperim. Dar care este perioada optimă de plantare a cartofilor? Perioada optimă este cât mai devreme primăvara. Din care cauză? Cartoful are nevoie de temperaturi moderate. Dacă târziu punem, cartoful, temperaturile sunt înalte și nu formează tuberculi. Tuberculi nu cresc. Dacă temperatura mai sus de 30 de grade, se stopează creșterea cartofului. Deci e bun să plantăm la începutul lui mai sau la sfârșitul lui martie. Domnule Crăliuc, vă mulțumim pentru aceste sfaturi binevenite, care sperăm să le fie de folos și telespectatorilor noștri. Vă mulțumim! Sper și eu că o să fie de folos.